Noi am intrat în fobia asta, noi am intrat în frica asta, deci nouă ni s-a indus, mai este acum când plouă afară și bate chiatra, când s-a avalanșele astea de furtună. Deci că o declanșa sistemele de creat furtună. Stai, domnule, că nu le-a declanșat nimeni. Tu ai tăiat pădurile în masă, tu ai distrus ecosistemele în masă, normal că acum ai sistemul de valori care ți se întoarce. Pământul din când în când își cere răsplata greșelilor făcute pe el. Normal că te trezești că în mijlocul verii ninge jumătate de oră cu chiatră dintr-un nor negru la 30 de grade. Dacă el nu are unde să se descarce, nu are unde să absoarbă, nu are unde să lucreze. Normal că toate se varsă unde se apucă. E ca un, cum să spun eu, ca un balon de la cu heliu care l-ai umplut, se sparge din întâmplare și unii a fi catastrofa acolo s-a prăbușit sau cu avionul. Tu te pornești de la Copenhaga la București, dar dacă pe parcurs se strică un motor, nu știu nici ce, așa și asta. Și toate spuse pe seama sistemului, mă rog, ăsta conspiraționist, că vai, gata, ne-au dat inundații, ne-au dat ploi, ne-au dat cu tare. Nu poate Dumnezeu, mai bine ca Dumnezeu să controleze nimeni natura. Ca drept dovadă, pentru mine rămâne enigmatică și ca comportament și ca întâmplare demnitatea japonezilor atunci, prin 2009-10-11, nu știu când au avut ei catastrofa imensă, nu știu exact când a fost, și cu tremur și centrala de la Fukushima și apele, tsunamiile la care au distrus o treime din coastele Japoniei, au făcut praf. Domnule, oamenii nu s-au plâns la nimeni, au redresat tot, au tăcut, s-au spus și acolo, ingineria, ingineria, matematica, matematica, gândire, gândire. Oamenii au făcut tehnici, fac și ăla, îți procreați tehnică, din naștere au matematica în cap, nu mai trebuie să o facă la școală. Uite că Dumnezeu îți arată că El este stăpânul naturii și acolo nu a mai putut interveni nimeni. Deci, noi nu ne putem pune de acord, mi-a zis și pronii divini. Așa spune, tu faci bogați, tu faci săraci, tu înviezi, tu omori, tu ridici, tu cobori, tu pedepsești, tu ierți, tu iubești. Deci, cam așa trebuie văzute lucrurile. Îi lăsăm pe ăștia răi că-s distrui. Ne întoarcem la ăștia buni, ca să vedem și cu ăștia buni cum este. Avem bunătatea naturală. Și aici mă pot lăuda și o spun chiar cu cinste, că nici azi n-a dispărut în totalitate. Românul nostru, așa cum a fost el creat și educat, cu biserica, cu altarul, cu crucea, cu prescura, cu preotul, cu rugăciunea, cu mormântul, cu evlavia, cu credința, cu ou roșu, cu Crăciunul, cu Paștele, cu sărbătoarea, cu adormirea, el știe că trebuie să facă mâncare mai multă și să invite pe cineva la masă și să petreacă câi din familie, câți prieteni, câți mejeși, câți cu mătri, câți cu nați, câți colegi, câți colegi de servici, câți șefi de la servici. El trebuie să invite pe cineva la masă și să se simtă bine. Această ospitalitate naturală este specifică nouă, fiindcă așa am fost crescuți, adică așa am fost formați. Și nu este deloc greșită, pentru că dacă dai și Dumnezeu îți dă, dacă faci bine, bine găsești, dacă ești om de omenie, omenia te însoțește oriunde și dacă ești om de calitate, toată lumea te respectă. Această formă trebuie cultivată sub ce formă? Nici în forma exagerată. Pentru că te poate duce în extrema cealaltă a mândriei și te împingi fără să vrei în rău. Dar Scriptura spune așa, să nu lași mâna întinsă. Iar spune, mai ușor este a da decât a lua. Că poți să primești și să te lăcomești și dacă începi să te lăcomești, începi să pierzi omenia. Și ați văzut, majoritatea oamenilor își pierd calitatea când scapă la bani. Lucrul ăsta eu l-am trăit pe viu, l-am văzut cu ochii mei. Oameni cu care am fost prietenos, omenos, ajutător, sprijinitor, colaborator, în momentul când au urcat niște trepte, nu mai dau bună ziua. Sau să facă nu știu cine ești. Sau întreb, dar v-ați spovedit? A, dar am fost la părintele cu tare. A, bun, 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 nu mă interesează. Da, o dispărut așa ca măgarul în ceață, în sensul că simte el nevoia ca superioritatea lui să nu mai fie în rând cu felul tău de a fi. Dar când era nei ca nimeni, sau era cel un om obișnuit ca toți ceilalți, atunci purta normal. După ce, mă rog, noi așa spunem la țară, asta e proverbul, și a văzut saci în căruță sau i s-a urcat nasul mai sus de frunte, mai este o vorbă, adică cu nasul pe sus. Nu mai poate vedea din cauza nasului, ochii nu mai pot vedea. Și atunci, sigur că omul se schimbă. N-ai ce face. Deci, este un
tip din ăsta, Kofi Ghiote, Kofi Aldu, Tolstoi, dar unul spune așa, și că dacă vrei să-l cunoști pe om cine este, dă-i puterea, bani. Uh-huh. El îți arată cine este cu adevărat. Și așa este. Deci, banul te poate prosti și puterea te poate sminti. Deci în momentul când tu ai deprins bunătatea naturală, după aceea vine bunătatea sufletească. Noi în cartea de rugăciune, când cumpărați o carte de rugăciune, stă scris acolo, faptele milei sufletești. Să îmbraci pe cel gol, să adapți pe cel însetat, să hrănești pe cel flământ, să cercetezi pe cel bolnav, să ajuți pe cel nevoiaș. Deci sunt lucruri firești. N-ai să poți tu să împlinești Scriptura în totalitate, dar, de exemplu, eu încerc să păzesc lucrul ăsta sub forma asta. Deși sunt multe lucruri împachetate frumos la magazin, care ai putea să le iei de-a gata, super, așa, niciodată din orgoliu nu cumpăr din Carrefour, fur din Kaufland, din Lidl, n-am intrat în viața mea. Totdeauna mă duc la piață la Nicolina, mă uit la băbuțele astea așa mai zbârcite, mai bătrâni, care vând acolo două cepi, trei usturoi, băi, se bucură când iei de la ea de 20 lei, parcă ai cumpărat o casă. Păi, pânti, bă, dar prost, mai luat o ceapă în plus, las bunic, iau 5 lei de spor. Când sunt ele la comerș să iei. Și vine câte un arogant de ăsta așa și trece pe acolo și bunică, cu cât dai legătura asta cu un leu? 50 de bani. Dar se duce ghiolbanul în restaurant, mănâncă ca porcul de 3-400 de lei și lasă-și 50 de lei la ăla sătulul de bacșiș. Da, 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 iar bătrânul ăsta care a zgâncirit cu dești în grădină și o scormonit acolo ceapa aia ca să treacă câteva luni să aibă măcar așa cât pumnul mărimea, lua la ei, îi spui nu 50 de bani, că eu sunt șmecher, banul e la mine. Și de aia Dumnezeu îi pocnește, de aia vezi canceri, de aia îi vezi prin pușcării, de aia îi vezi săraci, de aia îi vezi divorțați, nenorociți, cu mașini tamponate. A venit odată una la mine, boieroaică mare, că m-a întrebat, părinte, să iau copilului mașină, ia-i un par pe spate, zic, pune-l să termine facultatea, să muncească și ia el mașină. Nu pot, părinte, singurul nostru copil și își dorește atât de mult. I-am zis, dacă ia bacalaureatul, nici nu se pune problema să nu iau mașină. Bineînțeles că nu i-a luat o mașină de asta de 5 lei. Da. I-a luat ceva scumpel, pentru că în momentul când o bușit-o și o farmat-o și s-o ales praful de-a, dar derbedeu a rămas întreg, slavă lui Dumnezeu. Nu era divină băiatul, părinții erau divini și Dumnezeu pedepsi cauza, nu cauzatorul. Uh-huh. O zis, părinte, dă un colo de mașină, nici nu plâng după bani. Bine că e băiatul sănătos. Așa trebuia să gândești când ți-am spus să nu iei mașină, nu acum, după ce ai făcut greșeală. Dar dacă Dumnezeu era aspru și ți-l lua pe el, ce făceai? Că sunt atâtea cazuri, ați văzut câți copii de ăștia tinerei se duc așa zăbăuși cu mașinile astea, nu-s atenți, îi prinde, ba îi trântește tirul, ba îi prinde trenul, ba se bagă într-un camion, ba se bagă într-un tir și numai vezi că la 21 de ani cu tare a murit, la 16 ani cu tare a murit, la 20 de ani cu tare a murit. Normal că te doare sufletul. Dar omul nu gândește. Asta e din teribilism și din asta, din grandomanie. Deci bunătatea asta spirituală trebuie să te învețe să transpiri la fapta bună. Uneori și biserica face mici greșeli sub forma că încurajează câteodată anumite, nu toți, elemente. De exemplu, și eu cunosc câțiva, așa le spun, paraziților când îi văd. Hai, parazitul, vin o face. Care este ap de muncă și nu bate un cui, dar vine și întinde mâna după 10 lei. Și știu sigur că e țigărie. Nici știu că nu face altceva cu dânsă. Și îmi spun, băi, dar numai 10 lei, băi, mai duce și la altul. Să ajungi jumătate de pachet de țigări. Dacă e 15 lei, mai capi studiul undeva 5 lei. Da, părinte, dar ce vii să-mi dați direct 15 lei? Nu vreau, na, să-ți dau 15 lei, care e 30, să știi. Aha, habar n-am. Așa. Și aici trebuie să alegi. Întotdeauna să ai milă. De o femeie în vârstă, de un bătrân în vârstă, de un copil năcăjit, că-l vezi când îi rup și curge nasul și mușiți pe la barbă, de foame sau îl vezi gălbejit și cu șarcă, acolo nu trebuie să-ți fii rușine să dai. Dacă nu-l vezi că e Ghita mai Vlășganu și spune părinte, nu ai, dai și mie un bănuț, băi, n-am, e zi de muncă 300 de lei, du-te și fă bani.